În aceste locuri se înalță unul din cele mai mari sisteme hidroenergetice ale Europei, barajul de la Gura Vâii. Nivelul Dunării se va ridica aproape cu 40 de metri. Odată însă cu creșterea apelor, va dispare și insula Adakale, renumită pentru farmecul său exotic, dar mai cu seamă pentru cetatea pe care o adăpostește. Importanța acestui monument istoric a determinat vaste lucrări de salvare. S-a prevăzut strămutarea și reconstituirea sa parțială într-un loc ferit de năvala apelor. Fiecare piatră este numerotată, pentru ca toate elementele să poată fi reeditate exact. Filmul acesta s-a născut din dorința de a păstra imaginea insulei și cetății Adakale, așa cum se găseau ele în primăvara anului 1968. Poziții geografice, insula Adakale a căpătat către sfârșitul veacului al XVII-lea, odată cu intensificarea ostilităților dintre Imperiul Austriac și cel Otoman, o deosebită importanță strategică. Intrând în stăpânirea insulei în anul 1718, austriecii au construit o cetate militară de tip Vauban. Puternic fortificată, constituită din două centuri de galerii în jurul unui fort central, cetatea din Adakale, sau Noua Orșovă, cum îi se spunea pe vremuri, a fost ridicată în decurs de 10 ani și mai bine, prin munca forțată a mii de oameni. Clădite din zidărie masivă și întărite cu piatră de talie, galeriile erau prevăzute la colțuri cu posturi de straje. Din cele 20 câte au existat odinioară, astăzi s-a mai păstrat în întregime doar unul singur. Accesul în cetate era asigurat prin 6 porți principale, îmbrăcate în piatră pățuită și ornamentată. Succesiunea de porți, șanțurile dintre incinte, așezarea savantă a forturilor și galeriilor de legătură, prevăzute cu fante și ferestre de urmărire și tragere, asigurau apărarea cetății chiar și atunci când aceasta ar fi fost parțial ocupată de inamic. Capacitatea de rezistență a galeriilor era asigurată și prin masivitatea zidăriei. Accesul pe terase și la bastioanele de straje se făcea fie pe scări interioare, boltite rampant, fie pe planuri înclinate și scări exterioare. Terasele galeriilor, prevăzute cu dispozitive de tragere, asigurau de sus apărarea cetății. Dispuse în cele 4 colțuri ale portului, pulberăriile erau protejate de o îmbrăcăminte de pământ. Aceste clădiri masive, cu încadramente de piatră la uși și ferestre, aveau zidurile dublate de galerii sau încăperi ovale proteguitoare, menite să ferească praful de pușcă de cea mai neînsemnată posibilitate de incendiu. În
În interiorul cetății se găseau cazărmile și construcțiile auxiliare, din care nu s-a păstrat aproape niciuna, în afară poate de clădirea care adăpostește astăzi depozitul fabricei de tutun și aceea a comandamentului militar, făcând corp comun cu capela călugărilor franciscani. Dar timpurile erau nesigure și iată că, începând din anul 1791, deasupra fostei capele catolice răsună chemarea muezinului. Prin pacea de la Șiștov, Austria restituia Turciei teritoriile cucerite la începutul veacului și odată cu aceasta, insula de pe Dunăre devine o așezare turcească. Noua Orșovă este uitată și se încetățenește denumirea de Ada Kale. O altă limbă, o altă civilizație, un alt popor pun stăpânire pe insulă care, la rândul ei, a dat să răspundă de acum înainte unor alte nevoi. Înglobată adânc în Imperiul Otoman, Ada Kale își pierde caracterul de cetate de frontieră. Închise din loc în loc, galeriile de incintă încep să fie folosite de comunitatea turcă drept locuințe. Apoi, utilizându-se materialele de construcție din vechea fortăreață militară, au început a se construi case și în interiorul fortului, pe locul cazărmilor austriece. Destinate de cele mai multe ori unor locuitori modești, casele aveau însă caracter turcesc, concretizat mai cu seamă în prispele cu foișor, în separarea încăperilor destinate bărbaților de cele ocupate de femei, în așezarea mobilierului, precum și în prezența băilor rituale amenajate în colțul odăii de locuit. A urmat etapa construirii caselor pe zidurile cetății. Folosind galeriile drept subasment și incluzând organic părți întregi din pereții incintelor, căsuțele acestea, răsărite din însăși masa vechii fortărețe, constituie poate latura cea mai pitorească a insulei. De aceea, câteva dintre cele mai frumoase și mai tipice case turcești din Ada Kale se vor strămuta odată cu celelalte monumente de importanță istorică. Lipsită de resurse naturale, dar la îndemâna vaselor europene care începuseră să circule în număr tot mai mare pe Dunăre în secolul al XIX-lea, insula Ada Kale și locuitorii ei și-au rânduit viața și ocupațiile în vederea primirii vizitatorilor. Turiștii au însă slăbiciunea amintirilor concrete. Dulcețuri rare de trandafir sau de smochine, suciuc sau alte dulciuri orientale, rahat locum ambalat în cutiuțe cât mai atrăgătoare, țigarete aromate, cafea turcească pregătită în ibricul așezat pe nisipul fierbinte din ogeac, acestea erau îndeletnicirile obișnuite ale insularilor. Aveau însă și alte preocupări. Pentru a pune stabilă vânturilor, comunitatea turcă a făcut plantări masive, transformând insula într-o adevărată grădină.
aciuiți pe lângă zidurile proteguitoare sau înălțați pe terasele fostelor doane, chiparosul, smochinul și alte plante aduse dinspre soare răsare au făcut din Adakale un crâmpei din o mie și una de nopți. Alături de monumentele de arhitectură, copacii, arbuștii și florile vor lua drumul Dunării pentru a împodobi o nouă grădină. Aceasta este pe scurt povestea în imagini a insulei Adakale. O părăsim într-un târziu cu un simțământ de dulce melancolie. Dar tot pe Dunăre, în aval, regăsim insula Shimian, care va primi și găzdui tot ce a fost mai de preț din monumentele, florile și amintirile din Adakale. Filmul nostru este una din aceste amintiri.